să mănânc ceva. Ce să mănânci? Mă duc să mănânc. Ce să mănânci? Niște chifte. La ora asta? Da. Sau mai cereale? Cred că mă prind acolo pe sus. Și laptea. Da. Ați adus voi de litri de lapte? Nu, știu. Sau cine a adus? Ali, l-a fi luat. Bă, mă doar și mă doar, asta nu mai bine, auzea. Mă doare rău. Da. Să vrei tu să vorbești cu mine, nu o să mai vreau eu. Hai să stăm așa, că suntem obosiți. Tu pe cine prostești? A, din nou? Ne supărăm din prostioare. Din nou. Aceeași poveste întotdeauna. Putem să trecem frumos peste prostiarele astea. Trebuie să ne supărăm, să băgăm pernul, capul în pernă. Ok. Dacă așa îți place ție să-ți pierzi timpul când ești în casă. Să știi că nu sunt de acolo cu un astfel de comportament. Dar ce fac mai? Stau și eu cu minte în pat. Atât, asta fac. Nu fac nimic. Mâine dacă o să stau și toată ziua așa cu minte în pat, în aceeași poziție și cu aceeași stare, o să vezi cum o să te simți tu bine. Stau relaxat, mă dor oasă, stau și eu un pic în pat. Ok, Raymond, nu uita ce-mi spui acum, pentru că același lucru o să ți-l spun și eu mâine. Nu, fac un lucru. Pentru că și eu, atunci când nu mă simt bine și asta, nici tu nu mă înțelegi. Și știi foarte bine că acum nu poți să mă prostești. Starea asta o ai așa pentru că te-ai supărat cu legătură cu masajul. Dar nu m-am supărat cu legătură, am okay. Înțeles și o să punct. Tu m-ai supărat, de ce să mă supăr? Când o să ies afară de aici, o să am grijă să plătesc pe cineva să mă fac masajul în fiecare zi. Același lucru l-am zis și eu că vreau. Îți fac, îmi faci, nu că e Constantina mea prostuță și îmi face așa. Dar nu am zis asta, că oricum o să făceam, stai niște că îți făceam și mine. Da, dar ce vrei, să mă tachinez? Nu vreau să tachinez, că oricum să-mi faci tu frimă, așa oricum o să făceam. Dar dracu, nu mai vreau nici masaj, dar nici nu fac. Ambiție. Nu fac cum. Puteai să-mi spui, da, îmi faci și-ți fac. Îmi fac cu aparatul când îmi trebuie și gata. Dar nu puteai frumos să zici, da, îmi faci și-ți fac. Aici nu-i monedă. Dar nu, Raimond, nu, Raimond, dar tu ce mi-ai zis? Că fă-mi tu că îți faci și eu ție în altă dată. Fă-mi tu, că eu îți fac altă dată. E frumos din partea ta, nu? Aceeași poveste mi-ai spus-o de câte ori. Da, n-am zis. Și nu uita că odată ți-am făcut și după aia mi-ai zis că nu-ți mai fac. Și mi-ai lăsat așa. Da, măi, și ca să nu ne mai certăm pe temele astea, nu ne mai facem și gata. Ideea nu este din ce cauză te-ai supărat. E că nu știi cum să treci peste supărare. Dar eu trec peste supărare, nu sunt supărat. Mă dureau oasele și spatele și vreau un masaj, atât. Nu zic nimic mai mult. Normal că din partea ta nu se poate să fie reciproc. Nu era vorba mai de niciun reciproc aici. Ce treabă are reciprocul? De eu îți fac ție
îmi faci tu mie masaj ca să aștept ceva înapoi neapărat, de exemplu? Nu, dar vreau și eu, cum vrei tu, așa vreau și eu. Bun, vine de la sine, nu trebuie să-mi spui, îmi fac, păi nu, dar eu... faci. Nu, dar eu întotdeauna îți cer și nu-mi faci. Da. Asta e ideea. Hai că ultimele ture ți-am tot făcut eu și tu nu mi-ai făcut. De câte ori mi-ai făcut? Ultimele două ture ți-am făcut ultimele eu. Două ultimele două ture. De două. Da, 10 minute. Nici 10 minute. 10 minute mi-ai făcut și tu 10 minute după aia și ți-am zis ceva? Nici măcar 10 minute. Nici măcar 10 minute. Nu ți-am zis după, hai gata, fă-m și tu, m-am uitat pe ceas, m-am uitat 7 minute, treci și fă-m. Nu, ți-am făcut că așa am avut eu chef să-ți fac, nu să aștept ceva înapoi, să-ți fac ca să primești. Da, dar ideea e că atunci când îți cer eu, tu nu ai chef să-mi faci. Tu mi-ai făcut decât ca să-mi treacă supărarea. Da. Dar când îți cer eu, când am nevoie, îmi zici că nu pot, că sunt obosit, sau nu pot, că nu am chef. Bine mai și ca să nu ne mai certăm, nu ne mai facem și punct. Deci tot mă cer pe tema unui masaj. Nu, dar văd că pe tema asta ai lăsat botul în jos. Am lăsat botul în jos. Uite cum ne-am făcut și seara asta de praf. Nu am făcut-o praf, da. Stai foarte liniștit. Da, stai foarte liniștit, foarte bine, foarte frumos. Încă o seară foarte frumoasă împreună. Îndrăgostiți, mai îndrăgostiți vom fi. Cei mai îndrăgostiți. Cel mai frumos cuplu.